Îmi vine să mă culc, nu mai pot să mânc. Îmi vine să mă culc, nu mai pot să mânc. Ce faci aici? Tu mânci asta? Da. Pâine cu din alea? Cu amintit de șcupul și de bere, de drăguie. Hai de capul meu! Tu... uită-te! Tu, eu v-am zis că nu sunteți stăt la cap. Eu v-am zis că nu sunteți... Dar restaurant să dă din ăsta, ciuciule. Unde? La ce restaurant? Michelin, din alea, grele, nu știți-le astea, e și scump. De vegetariani? Hă? Mâncați de asta și băgați carurile în voi și sunteți vegetariani. Hă? Hau! Lasă, nu umbla la buzunar. N-am bani. Fasole oamenilor. Fasole, dar nu știu pe ce ai pus atâtea morți acolo. Puneai fasolea, puneai ăla, o poprică, o usturoaie, ai și ei. Bravo! Mâncă tucan să moru dacă nu de 50 de lei pe zi. Șterge-te la gură că gândești că ai neauri. Pe lângă fruntea ta au trecut o din aia. Au. Spanacul, cu ce-mi faci spanacul? Nu ai cărnați acolo. Cu cărnați și cu ou. Nu numai cu cărnați. Eu vreau să-l văd cât mai colorat. Vreau să-l văd. Cât mai colorat. Și iară mi-l frigi. Eu zic să-l fierbi, să-l înțepi așa frumos, să iasă grăsimile din el. Și după aceea poți să-l bagi acolo, știi tu, ca data trecută. Că e bun așa. Fiert și un pic prăjit în mașina aia, mami. Da? Uitați, mâncava și Dumnezeu ce mâncă. Extraordinar, ni. Și cu pită. Dar ce, ce ai mai pus aici? Conopidă și mai ce? Ungi de drojdie. Să dostească. E și gustul, uite, acum e bun. Tu nu mai vorbi cu sora ta. Da, nu, sora mea, nici nu știe sora mea de asta. Nu mai vorbi, că vezi că toți ăștia care au intrat în secta dibolărească, ai văzut că eu dat la televizor. Ai văzut ce-au făcut? Eu mă piș în pat, dar ăla să pișa pe ei? Ai văzut ce-au făcut ăia acolo, cu spirala lor? Păi nu că vorbesc aiurea. Uite. Ți-am zis, din fedeaule alea aruncăm. Du-te. Sunt prea multe fedeaua. Ieși, că deja... Ce ieși? ...pensiunea pe aici, ne-aș cred că-ți dau una imediat. Bine. Ce ieși? Vreau să văd ce pui în mâncare. O zis la televizor... Leuștean, o zis la televizor să nu mai pui în mâncare. Bine. Fasolea necesită leuștean. Ce face? Mai pui leuștean sau nu mai pui? Ha? Bot. Am spus, du-te dacă vrei. Ai pus leuștean în mâncare? Dacă vrei să ieși bine pe ușă, du-te. Dar zi, ai pus leuștean în mâncare? Nu la sfârșit, nu s-o pun la început. O zis acolo să nu pui leuștean. Du-te la ei să-ți dai. Păi dar nu du-te la ei, dacă o zis că nu pui. Urete, aia, că ești... Ce urete, că nici nu mi-ai călcat șapca.
serios. Pui hainele alea acolo în dulap și mai zice lumea că ești femeie de casă și curățenie și de alea. Serios? Ăsta-mi trebuie să le am în mașină. Tezaurul, era să-mi uit tezaurul. Ai de capul meu, cum plecam eu fără tezaur? Unde mi-e sticla? Cum plecam eu fără tezaur? Ai de zilele mele. Îmi pun tezaurul. Ce ziceți în gândul vostru? Mai ai un pic de trăit. Și după aceea tezaurul facem ce vrem noi cu el. Ha? Cu cine vorbesc? Cu oamenii. Cu oamenii vorbesc. Cu cine să vorbesc? Vreți să-mi luați tezaurul? Vă rugați să mor. Să vă rămână tot vouă. Ioi ce rece-i. Ioi ce rece-i. Și cheile. Punem în jantuța asta golă. Dă-ți banii care ți-am dat, ai mă, și i-ai stricat pe balivernie. I-ai stricat pe balivernie. Merg la manet? Dăm bani. Merg la manet? Dăm bani. Ce bani? Bani. Când ești din casă, îmi dai bani. Dacă nu mai ești din casă, nu. Dar ăștia-s banii. Unde da, mi-ai luat? Mi-ai luat din buzunar. Unde mi-s banii? Mi-ai luat. Ia. Ăștia stă-ți bănuță. Nu-mi dai din alea, mie nu-mi plac alea. Dar n-am bani, trebuie să plătesc betonul. N-ai văzut că mă sunau oamenii cu șapa, cu alea? Ce facem? Vezi că singurul producător aici în casa asta. Nu. E singurul producător în casa asta. Bă, numai vă trebuie să-mi luați bănuță. Să mă nenorociți. Nu-i destul că mi-ați luat și sângele de mine. Tătă viața. A? N-avem bani, bot? Eu mă rog la Dumnezeu să prind un client la casă. Să o dau. Nu știu ce mi-o trebuie mie să-mi fac eu de... Când eu toată viața mea am fost... pe alte sisteme. Mi-o trebuie și eu să construiesc. Constructor. Mi-o trebuie să construiesc, să mă apuc și eu de construit. Deja Liana ieri mă întreba că ce mochetă pun pe jos. Mochetă pun sau ce pun? Mă întreba. Deci, doamne, ea deja au... am zis, dar de ce? Că am văzut niște perdeale. Deja ea se vede cu perdeale. Ia să vede cu perdeale deja. Pătucanul unde îl punem? La cine cameră că e mai mare. Să vedem cât costă o căsuță din aia. Să facem o căsuță acolo și apoi te mut în căsuță. Smuți buletinul acolo. Și a meu, nu știu a tău unde îl mut. Da? Zi, bot. Nu zice nimica. Oamenilor, ați văzut ce avem la masă. Fasole, verde, nouă, spanac, cu cârnăcior și ouă. Unde-s ouăle? Liana, dă ouă. Ba, sunt aici. Uitați.
Nu se mai aprinde ăsta. Mai șterge, că vezi că bate greu. Acolea, zouăle. Salută copiii. Nu făcați rani. Nu făcați rani. Numai ăia face așa. Numai ăia. Domnii, cum fac? Frumos. Să aveți o zi frumoasă, să aveți așa. Da, nu am voie să vorbesc frumos, că trebuie să vorbesc țărănești. Taci, fei, nu. Nu mă domnești. Numai ăia face așa. La orca domnii, orca țărănești. Numai ăia fac așa. Nici tu nu știi. Numai ăia fac așa. Când vorbesc ca domnii, fac ca domnii, zic. Numai ăia fac așa. Să întorce și hai cu camera. Nici cum nu-i bine, până la urmă, cum e cu tine? Mă duc. Ieși afară, că deja ți-am zis că mulți nu mai ai. Mă duc. Am uitat bluza și actele de la casă. O vând și am plecat. Ieți-vă voi de treabă. Cheile mi le-ați dat? Am luat cheile, am luat și sufletul din mine. Am luat. Cred că să ieși cheile. Ce prăjitură e aia? Pufulete de ciocolată. Pufulete de ciocolată. E cu mâna. Eu îmi pun fasole. Asta. Răbdare două minute și pun eu. De unde ai luat fasolea? Cât a fost kilogram? 40. 40? Na, și de mai făceai încă un rând cu alb, fără cacao, era ziua și noapte cum să făcea mai de mult. Și amul zice pufulete de ciocolată.